Ancheta se desfășoară pe repede înainte, să spunem așa, pentru că s-au făcut mai multe audieri. Ceea ce m-a nemulțumit, eu am participat aseară la prima audiere. A fost audiată acea doamnă care lucra chiar la magazinul din colț. Uh-huh. Și a dat, de fapt, informațiile că a fost mutată cu bocancul, că polițistul i-a dat cu bocancul, s-au transformat din niște informații de presă în probe în dosar. Pentru că, și dați-mi voie să vă citesc, pentru că mi se pare absolut relevant cum a declarat martorul aseară. Spunea așa că aceasta era inconștientă și nu mișca, pentru că asta a și fost întrebarea mea, dacă copilul se mai mișca la momentul respectiv. Și am observat cum polițistul, și atenție acum, a mers la această fetiță pe care a mișcat-o cu bocancul și a întors-o pe o parte. Apoi au venit doi bărbați care l-au întrebat pe polițiști de ce mișcă victima și i-au spus să sune la salvare. Apare în declarația martorei despre care vă spuneam mai devreme o mașină, un Duster alb în care a fost urcat polițistul cu niște cu alți polițiști care și la rândul lor vor trebui audiați, după care când s-au inflamat spiritele, acel Duster a plecat. Deci sunt multe elemente care ar trebui clarificate.